Iată, semănătorul a ieșit să semene. Despre cine este vorba? Cu siguranță despre Iisus Hristos, El este semănătorul. Să încercăm să descoperim sensul acestei parabole și să înțelegem frumusețea mesajului care se ascunde în spatele acestei imagini, în spatele semănătorului. Poate Iisus, în depărtare, a văzut un semănător care, cu pas încet și serios, aruncă sămânța pe ogor. Omul împlinea un rit vechi, dar mișcarea mâinii sale avea prospețimea curajului și a speranței, care nu se învechesc niciodată. De îndată Iisus se recunoaște în acel gest și din inima sa au ieșit cuvintele parabole. Iată, semănătorul a ieșit să semene. Cât este de caldă, de amabilă și de afectuoasă această imagine. Iisus este semănătorul dumnezeiesc, care aproape cu ochii închiși aruncă sămânța, sămânța vieții, în toate felurile de ogoare omenești. De ce Dumnezeu nu privește? De ce Dumnezeu nu ești atent? De ce aruncă sămânța și în ogorul tare și neperitor? Răspunsul este minunat și tulburător în același timp. Dumnezeu bate și la ușa inimii care nu vrea să deschidă. Dumnezeu împins de iubire bate și la ușa inimii care nu se va deschide niciodată. Dumnezeu, de fapt, dăruiește iubire tuturor și va face mereu așa pentru că iubirea curată merge după inima curată și, prin urmare, nu se lasă oprită nici măcar de răceală, de nerecunoștință sau de omul neprimitor. Osândirea, care din nefericire este posibilă, nu depinde deci de mâna lui Dumnezeu, care la un moment dat se oprește din iubire. Nu, nu este așa. Osândirea este posibilă numai pentru omul care poate să refuze iubirea lui Dumnezeu și poate să devină un pământ tare care nu vrea și nu primește sămânța. Fotografia adevărată a lui Dumnezeu, de fapt, va fi mereu aceea făcută de autorul Apocalipsului, care vorbește despre Dumnezeu iubire prin cuvintele următoare. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva ascultă glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el, voi lua masa cu el și el cu mine. La lumina acestui adevăr dumnezeiesc, nu există momente ale vieții care să fie marcate de neimportanță, dar orice viață este prețioasă și orice moment al vieții este minunat, pentru că Dumnezeu stă la ușă și bate cu inima plină de gingașie și de milostivire. Of, cât se va schimba viața dacă vom observa acest gest neobosit al lui Dumnezeu. Și astăzi, și în acest moment, samaritanul trece, semănătorul bate. Cum este pământul inimii noastre? Este deschis? Este însetată de Dumnezeu? O parte din sămânță a căzut pe drum. Iisus ne atrage atenția că sămânța este egală pentru toți, dar terenul este în mod marcant diferit. Există un pământ tare și bătătorit. Aici sămânța nu încolțește, pentru că nu poate să intre din cauza motivului de neospitalitate radicală a terenului. Există pământ pietros. Aici sămânța încolțește, dar se usucă repede pentru că nu este adâncime și nu este grosimea necesară pentru viața seminței. Există pământul plin de spini, de mărăcini. Aici chiar încolțește și crește, dar apoi rămâne sufocată pentru că sunt prezențe străine care nu permit maturizarea germenului. În cele din urmă există pământul cel bun, curat, fertil. Aici rezultatul este peste orice așteptare, pentru că sămânța aruncată are o putere de viață cu adevărat extraordinară. Iubiți credincioși, dragi ascultători, aceste particularități spun în mod clar că rezultatul seminței nu depinde de Dumnezeu, nu depinde
de Dumnezeu, ci de alegerea omului. De fapt, sunt diferite situații de pământ, cel mai bun, cel al inimii omenești, care determină diferitele rezultate ale seminței. Merită efortul să citim viața noastră în lumina ploii de iubire neîntreruptă, iubire cu care Dumnezeu ajunge la noi fără încetare. Noi suntem cu abundență, atinși de sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Este un fapt sigur. De câte ori am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, în mod special Evanghelia? De câte ori am participat la catehezele parohiale sau la liturghii sau în lecturile personale? Să ne întrebăm, această sămânță, ce fel de fructe a adus și aduce în viața noastră? Noi nu vom putea să zicem în ultima zi, Doamne, n-am știut. Doamne, eu nu am cunoscut voința Ta. Doamne, eu nu am avut darul Evangheliei. Nu, semănătorul trece mereu și aruncă sămânța cu o perseverență senină din iubire. Și rezultatul? Noi participăm la Euharistie. Noi ne apropiem des de Sfânta Împărtășanie pentru a face comuniune cu oferta de iubire a lui Hristos, dar un dar neprețuit. Euharistia este o sămânță cu o putere nemărginită care este aruncată în brazdele inimii noastre. Și fructele ei, care sunt? Să încercăm să ne confruntăm cu diferitele tipuri de pământ prezentate de Iisus. Suntem pământ tare și aproape vaccinat împotriva Evangheliei. Suntem plini de preocupări nefolositoare până acolo încât Domnul a devenit ca o scurtă secvență de televizor, care trece însă fără să spună nimic inimii noastre. Parabola semănătorului ne interpelează în mod urgent pe unul fiecare dintre noi. Doamne, pentru ce le vorbești în parabole? Răspunsul lui Iisus la prima vedere este foarte clar. El spune, vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar lor nu li s-a dat. Celui care are îi se va mai da și îi va prisosi, dar celui care nu are și ceea ce are îi se va lua. Aceste cuvinte par dure și în schimb ele sunt cuvinte de suferință. Exprimă regretul mai mult decât condamnă. Iisus, de fapt, pune în față două categorii de persoane. Într-o parte, ucenicii care l-au primit pe Hristos, pentru că inima lor era umilă și simplă, ca pământul fertil al câmpurilor. De cealaltă parte, erau și cei care chiar și după ce au văzut aceleași lucruri și au ascultat aceleași cuvinte, l-au respins, l-au refuzat pe Hristos, pentru că inima lor era în mod păgubos, nociv, închisă cu nerușinare în mândrie și în gânfare. Domnul exclamă, celui care are îi se va mai da, adică celor care au umilință și deschidere față de Dumnezeu, Dumnezeu le va da fără număr. Dar pentru cei care nu au umilință și prin urmare se închid la darul lui Dumnezeu, vor pierde orice valoare. Iubiți credincioși, dragi ascultători, cu alte cuvinte, pentru cei care sunt închiși în fața lui Dumnezeu din mândrie, orice semn de bunătate și orice dar de lumină devine un motiv de mai mare încăpățânare, înrădătnicie. Sigur, evident, nu din cauza luminii, dar pentru că lumina descoperă intențiile rele ce sunt în adormire în inima lor. Cât ar trebui să medităm aceste cuvinte ale lui Iisus? Ele sunt un apel sincer din inimă să spargem zidul orgoliului, ca Dumnezeu să ne facă darul îmbrățișării pregătit din veșnicie pentru noi. Odată în timpul unei călătorii cu Maica Tereza, un preot a fost martor al unui episod încântător.
Un bărbat din garda de ordine s-a apropiat și cu fața supărată i-a spus preotului: Părinte, nu știu ce se întâmplă cu mine. Mi se pare că Dumnezeu mă privește prin ochii acelei doamne. Și o arată pe Sfânta Teresa, care așezată într-un colț se ruga. Cuvintele acelea au fost povestite Maicii Teresa și ea, cu o simplitate dezarmantă, a comentat: Îi spun acestui om că Dumnezeu de atâta timp îl privește. Mai întâi el nu și-a dat seama, dar astăzi a făcut un act de umilință și ochii săi au fost deschiși la lumină. Să-i mulțumim lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, dragi ascultători, să ne rugăm pentru ca să se deschidă și ochii noștri. Lumina este pregătită să intre și brațele lui Dumnezeu sunt deja deschise pentru a ne îmbrățișa. Lăudați să fie Iisus și Maria!